Dacă vrei să experimentezi culmile bucuriei și cele mai adânci văi ale suferinței, este suficient să ai copii sau să păstorești o biserică. Viața de părinte, cum mulți dintre voi știți, are acest caracter de a ne purta când pe culmi, când pe vârfuri de munți, în bucurie, câteodată de la cele mai banale și inexplicabile evenimente, și apoi a ne plonja în cele mai mari și profunde suferințe și îngrijorări și întrebări. Și de asemenea, viața unei biserici este tot așa. Și atunci când ne aflăm îndurerați în mijlocul bisericii, atunci când avem dubii, atunci când eu am momente de slăbiciune în slujire, în a înțelege care este scopul acestui proiect numit Biserica Locală, pe mine întotdeauna mă ajută ca să mă întorc în Faptele Apostolilor, să mă întorc la biserica primară și să privesc la felul minunat în care Dumnezeu a inițiat biserica, la felul în care Dumnezeu i-a dat un mandat, la felul în care Dumnezeu a crescut acea biserică și să înțeleg că avem același mandat, aceeași chemare, este aceeași lucrare a lui Dumnezeu și astăzi și privind la ceea ce Dumnezeu a făcut în mijlocul nostru, în mijlocul lor, sunt încurajat că Dumnezeu ar putea lucra în același fel și în mijlocul nostru. Ar putea forma o biserică cu același ADN-ul, ar putea lucra asupra inimilor noastre, cum a lucrat asupra inimilor lor, prin puterea Duhului Sfânt, prin încercările care le-a dat, prin binecuvântările care le-a dat, încât să formeze în noi și în biserica noastră un ADN asemănător cu cea din biserica primară. Și înțeleg în același timp că culmea bisericii nu este nici măcar biserica din Fapte 2. Că ținta spre care ne îndreptăm și Everestul spre care ne culmea Everestului spiritual spre care ne îndreptăm ca și biserică nu este nici măcar biserica din Fapte 2, ci este biserica răscumpărată, glorificată, care va sta în jurul tronului, care va fi fără pată, fără nicio zbârcitură, fără niciun păcat. Și tânjesc ca într-o zi, împreună cu frații mei, împreună cu dumneavoastră, să fim acea biserică care astăzi este invizibilă și să strălucim pe deplin cu gloria lui Hristos, Cel care ne-a răscumpărat. Iar până atunci îmi doresc cu toată puterea care Dumnezeu ne-o dă, cu toată călăuzirea care El ne-o dă, să încercăm să semănăm din ce în ce mai mult cu biserica Lui. Și privind în Fapte 2, vedem acest ADN a bisericii primare, care a experimentat în mod puternic revărsarea Duhului Sfânt peste ei. Vedem care sunt caracteristicile acestei biserici, vedem care este portretul ei, ADN-ul ei. Și încercăm să ne uităm în această oglindă și să luăm și noi anumite lecții pentru biserica noastră, pentru viața noastră. Încercăm să semănăm și noi cu ei. Și venim înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare săptămână, fiecare moment de închinare care îl avem și să cerem de la Dumnezeu să lucreze în noi același chip, aceeași asemănare, aceeași prezența Duhului Sfânt care a fost în ei să fie și noi și să semănăm din ce în ce mai mult cu Hristos și cu biserica Lui. Așa că aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre elementele esențiale, dintre caracteristicile esențiale ale bisericii primare, care le vedem în Fapte 2, puțin din ADN-ul acestei biserici, și să fie un fel de oglindă pentru noi care
să ne încurajeze și în același timp să ne cerceteze, să ne dea un moment de repaus și de cercetare prin care să punem biserica noastră și viețile noastre în această oglindă a Scripturii și să vedem dacă corespundem sau nu. În primul rând, primul lucru care îl vedem în Faptele Apostolilor și primul element esențial despre biserica primară și un element care trebuie să fie adevărat despre orice biserică adevărată a lui Hristos, este că biserica este o lucrare a Duhului Sfânt. Biserica nu este o instituție umană, biserica nu este o lucrare umană, biserica nu este ceva care se poate face prin înțelepciune umană, dar trebuie să se nască, să se crâmuiască printr-o lucrare umană. Biserica este inițiată de Duhul Sfânt și biserica este crescută de Duhul Sfânt. Vedem în Faptele Apostolilor că prima biserică așa a fost născută. Ucenicii nu s-au întâlnit la oaltă și stăteau ei acolo închiși în cameră și au zis: măi, așteptăm aici de atât timp și nu se întâmplă nimic. Haideți să ne organizăm și să facem o biserică. Mergem, ne scoatem autorizație, că oricum este monopol aici în Ierusalim, este doar templu și ne construim și noi o biserică și cu siguranță o să vină și la biserica noastră cineva. O să avem ceva mai modern, acolo oricum e numai învechit, numai cu ritualurile lor, noi o să avem ceva modern, o să servim cafele la intrare, va fi ceva extraordinar și lumea va veni la noi. N-aveau nici gând de așa ceva. Stăteau acolo închiși, în acea cameră, în rugăciune, fricoși, pentru că Mântuitorul s-a fost înălțat, probabil că erau din nou momente de cercetare, poate erau momente de frică. Și la un moment dat, neașteptat din partea lor, neinițiat din partea lor, se pogoară Duhul Sfânt peste ei și dă naștere bisericii. Și așa se naște fiecare biserică care într-adevăr este născut din Duhul lui Dumnezeu. Nu se naște din voia vreunui om, precum noi nu ne naștem din nou din voia vreunui om. Nu se naște din planul alcătuit de niște oameni, ci se naște din înțelepciunea divină, din hotărârea divină a lui Dumnezeu, pusă în acțiune prin lucrarea Duhului Sfânt. Un lucru care mă încurajează pe mine spre biserica noastră este că este o lucrare și o biserică la care nu te-ai fi așteptat. La care eu nu m-am așteptat. Dacă m-ați fi întrebat pe mine care este planul meu în slujire, nu ăsta ar fi fost planul meu. N-o spun cu regret, n-o spun cu părere de rău, o spun de fiecare dată cu surprindere. Pentru că ceea ce Dumnezeu a planificat întotdeauna este diferit de ceea ce noi am planificat. Și Dumnezeu în mod suveran hotărăște atunci când trebuie să dea naștere unei biserici. Și dă naștere unei biserici suflând asupra ei cu Duhul Lui. Dând trezire, trezirea minții, trezirea sufletului. Și creând o legătură între oameni care nu poate fi comparată o legătură în sângele Domnului Iisus Hristos. Și așa a fost și cu biserica primară, o biserică care a fost în totalitate o lucrare a Duhului Sfânt. O biserică care a fost inițiată, născută de Duhul Sfânt și apoi vedem în Faptele Apostolilor o biserică care este crescută prin Duhul Sfânt. O biserică care a crescut nu în mod organic, dar nici în mod omenesc, ci în mod supranatural, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și de asemenea, și noi trebuie să fim o biserică dacă am fost născuți de Duhul Sfânt, care să depindem la fiecare pas de Duhul Sfânt. Să ne punem întrebarea, oare cum va lucra Duhul în mijlocul nostru? Oare unde vrea Duhul să ne călăuzească? Să cerem călăuzirea Duhului Sfânt, să cerem puterea Duhului Sfânt, să cerem ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să fie Cel care își cârmuiește biserica. În al doilea rând, biserica primară a fost o biserică în care cuvântul a fost de deosebită importanță. Cuvântul a fost prioritar în această biserică. Ei stăruiau, spune Fapte 2, în învățătura apostolilor. Și de fapt vedem că încă de la început
Când Duhul Sfânt inițiază biserica din Ierusalim, o inițiază, o naște prin cuvânt. Primul lucru care se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu se pogoară peste ucenici, este că ei încep și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Vestesc Evanghelia, cheamă pe oameni la pocăință. Și asta dă naștere bisericii. Este vestirea Evangheliei aplicată în inimile oamenilor prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, aducerea lor la viață și formarea lor într-o biserică locală. Așa se naște biserica prin cuvânt. Acolo unde nu este cuvântul, acolo unde nu este Evanghelia, nu este biserică. De asemenea, vedem că biserica crește prin cuvânt. Evanghelia este propovăduită în mod continuu, cu putere, cu îndrăzneală și Duhul Sfânt folosește această propovăduire să aducă oameni la credință, să adauge la biserică. Este singurul mod prin care biserica poate cu adevărat să crească, și cantitativ și calitativ. Este foarte ușor ca să adaugi oameni în catastif prin metode omenești. Să faci cea mai mare biserică la Zalău este foarte ușor. Vă spun, formula e foarte simplă. Da? Predici scurte, mâncare multă, ca așa. Asta e mâncare egal părtășie. Dacă ai cafea, brioșe, asta e automat, ați avut părtășie. Și muzică bună. Aplici formula asta în Zalău, cum se aplică în orașele mai mari, care își permit anumite, și ai cea mai mare biserică din Zalău. Garantat. Problema este că s-ar putea să nu fie biserică. Cum crești cu adevărat biserica și cantitativ și calitativ? Există o singură metodă, prin cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde cuvântul este predicat, oameni sunt născuți din nou prin lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Și acolo unde cuvântul este în mod continuu predicat, acei oameni născuți din nou cresc și cresc și cresc în maturitatea spirituală. De aceea vedem în Faptele Apostolilor că biserica primară făcea o prioritate din învățătură. Puneau pe primul loc învățătura. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Era parte din ADN-ul lor. Înțelegeau că este cel mai important lucru pentru că este unealta prin care toate celelalte lucrări sunt făcute în biserică. Și vedem că la momentul potrivit, când această prioritate este atacată prin circumstanțele în care se aflau, prin încercările prin care treceau, vedem că apostolii se ridică înaintea poporului și văzând că dedicarea lor la slujirea din cuvânt este în pericol pentru că erau tot felul de nevoi legitime în mijlocul poporului, trebuiau administrate ajutoarele, trebuiau organizate tot felul de lucruri, probabil, cum se întâmplă în orice comunitate, lucruri legitime. Și apostolii, 12 apostoli, da, v-ați gândit vreodată? Eu totdeauna mă minunez la asta. 12 apostoli erau copleșiți de nevoile administrative a bisericii și simțeau că nu mai pot să dedice suficient cuvântului și rugăciunii. Și astăzi, biserici de mărimi similare, cu un singur păstor și el le poate face pe toate. Sunt niște supra-oameni, niște Superman, niște Batman păstori. Eu la o mână de oameni și mă simt copleșit. Și am săptămâni în care nu pot ca să mă ocup suficient de cuvânt, pentru că între familie și servici și problemele din biserică și așa mai departe. Și apostolii sesizează lucrul acesta și zic, da, este important să ducem ajutoare, este important să facem vizite pastorale, este important să facem toate lucrurile astea. Sunt bune și frumoase, dar există un lucru mai important. Mai important decât ajutoarele care trebuie distribuite, mai important decât vizite la spital, mai important decât orice, pentru că dacă lipsește acest element, restul n-au niciun scop. Și anume propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și ei se ridică înaintea adunării și spun, fraților, nu se cuvine, nu este normal, nu este plăcut lui Dumnezeu să lăsăm deoparte cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, evident,
Că nimeni din biserică probabil nu le cerea, gata, Petru, tu să nu mai predici, tu numai să duci să distribui ajutoare. Ce zic ei? Nu este normal să lăsăm nici măcar 1%. Să punem deoparte nici măcar 1%. Asta trebuie să fie focalizarea noastră. Pentru că asta va zidi biserica cel mai mult. Nu se cuvine să lăsăm cuvântul să slujim la mese. Și rețineți că biserica este dat un directiv cum să rezolve această problemă și biserica primară rezolvă această problemă pentru că făcea o prioritate din învățătura apostolilor. Este foarte important pentru noi păstorii să înțelegem că orice altceva am face pentru membrii bisericii noastre, pentru frații noștri, dacă nu îi hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, am falimentat. Nu contează de câte ori ai vizitat acasă, nu contează cât i-ai consiliat, nu contează, nimic nu mai contează. Contează câte tabere ai organizat, nu că-s rele, da? Sunt chiar lucruri foarte bune. Dar sunt irelevante dacă nu ai hrănit poporul din cuvânt. Înțelegeți lucrul acesta în mod natural. Dacă ai organizat excursii pentru familia ta și pentru copiii tăi, dacă le-ai cumpărat cele mai frumoase haine, dacă le-ai luat cea mai extraordinară mașină, dacă le-ai construit cea mai minunată casă și ai lăsat să moară de foame. Ce-ar zice lumea despre tine ca și părinte? Ce zice tu despre tine? Și în ziua de astăzi, foarte mulți copii în biserici sunt exact în această situație. Au toate lucrurile, toate lucrurile în jurul lor, toate jucăriile, toate hainele frumoase, toate programele, și nu mai au cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii care slujesc, din păcate, de multe ori n-au avut această înțelepciune venită la Duhul Sfânt să meargă înaintea Dumnezeu și să spune, fratelor, nu se cuvine. Nu este chemarea noastră, nu este slujirea adevărată dacă nu vă dăm cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem că nu doar biserica ca și conducere și ca și structură era dedicată cuvântului lui Dumnezeu, dar și biserica ca și compoziție. Frații erau dedicați. Oamenii erau duhovnicești. Nu numai păstorii care ziceau, noi trebuie să facem studiu biblic, noi trebuie ca să vă învățăm, noi trebuie să organizăm seri de studiu. Nu, oamenii vroiau asta, oamenii tânjeau asta. Și când ei au mers înaintea bisericii și au zis, nu se cuvine, biserica a zis, așa e, nu se cuvine. De ce? Pentru că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei erau prezenți, erau implicați, a stărui. Eu nu cred că poate însemna pur și simplu că se dădea învățătura. În sensul că biserica dădea învățătura, da? Adică noi am stăruim în învățătura Scripturii. Dacă eu aș veni, ziceam fiecare miercurea, ați ținut studii și voi n-ați veni? Pentru să-L stăruim. Biserica Sfânta Treime în fiecare miercuri dă învățătură. Nu, a stărui în învățătura apostolilor se referă la faptul că ei erau prezenți, ei și-o doreau, ei o acceptau, o primeau și o împlineau. Faptul că stăruiau ne indică faptul că ei împlineau această învățătură, ei trăiau după această învățătură. Asta înseamnă a stărui în ceva, a stărui în niște convingeri, a rămâne ferm în ele, a-ți ghida viața după ele. Această biserică avea în ADN-ul ei cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ea a fost născută prin cuvânt, prin lucrarea suverană a lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, care a dat viață prin predicarea cuvântului și pentru că ea a fost crescută prin cuvânt. Motivul pentru care multe biserici astăzi nu fac o prioritate din cuvânt și din predicarea Evangheliei și din învățătura dată în mod constant este că n-au experimentat-o vreodată. Ne-au fost crescuți ca să le placă cuvântul lui Dumnezeu. Rețineți, când erați copil, mie cel puțin nu-mi plăcea spanacul. La cei mai mulți copii nu le place spanacul. Acum l-aș mânca în toate felurile. L-aș mânca topală, l-aș mânca cu ochiuri, l-aș mânca salată, l-aș mânca pe sandwich. Mi se pare cea mai minunată legumă sau ce e el, vegetal. Dar de ce? Pentru că s-a insistat asupra mea. Uite, spanacul ăsta e sănătos pentru tine. Uite, e gustos, e bun, încă nu-ți dai tu seama, ești copil.
Și la un moment dat am crescut o mare și îmi place spanacul. S-au format papilele gustative după ce este bun, după ce este hrana adevărată. Foarte multe biserici, din păcate, pentru că nu li se dă hrana adevărată, pentru că nu li se dă proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, nu au un gust pentru așa ceva, nu cer așa ceva. Cer numai bomboane și dulciuri și prăjiturele, care sunt bune și ele de altfel, dar finalul lor știm care este, da? Aceea cuvântul trebuie ca să fie prioritar. Cuvântul trebuie să fie în prim plan în viața bisericii și cuvântul trebuie să fie de prim plan în viața bisericii noastre. Și cum ziceam, nu doar de prim plan că el se propovăduiește, ci trebuie să fie de prim plan nu numai din amvon, ci și din bănci și din scaune. El trebuie să fie dorit, el trebuie să fie ascultat, el trebuie să fie trăit. El trebuie să fie stăruit asupra încât să îl împlinim. Mulțumesc. 3. Biserica primară era o biserică marcată de pocăință. O biserică marcată de pocăință. Pocăința era în ADN-ul acestei biserici. De ce? Pentru că pocăința este ceea ce este nevoie pentru formarea unei biserici. Vedem că acest lucru se întâmplă imediat după propovăduirea lui Petru. Ei ascultă proclamarea, Duhul Sfânt îi străpunge în inimile lor și apoi îi întreabă, fraților, ce să facem? Ce să facem? Și Petru le-a răspuns. E foarte simplu, vă scoateți membralitatea de la templu, veniți la noi. Nu. Nu. Ce le spune Petru? Petru le-a răspuns, pocăiți-vă! Ăsta e primul lucru care trebuie să se întâmple. Pocăința. Ce este pocăința? Păi să ne gândim logic. Primul lucru care s-a întâmplat este că ei au dat crezare propovăduirii lui Petru. Asta este primul lucru. Au crezut. Petru le-a vestit pe Hristos și ei au zis, da, este adevărat ce spune omul acesta. Da, Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Dar noi suntem vinovați pentru răstignirea Lui. Asta este primul lucru care s-a întâmplat. Și al doilea lucru este că s-au pocăit. L-au întrebat pe Petru ce este de făcut. Petru le-a zis că trebuie să se pocăiască. Ce a însemnat pocăința? Pocăința a însemnat să se întoarcă cu spatele la tot ceea ce a fost, la viața lor din trecut, la păcatele lor, la religia lor, la tot ceea ce exista și se întoarcă înspre ce? Înspre Hristosul în care tocmai și-au pus încrederea. Înspre Hristosul care tocmai a fost zugrăvit prin predicarea lui Petru înaintea ochilor lor. Asta înseamnă pocăința. Pocăința este să renunți la păcatul tău, la viața ta, să-ți vezi vinovăția, să vezi că tot ceea ce a fost este fără vreo valoare pentru că a fost fără Hristos. Și să te întorci cu spatele la lumea aceasta, poate și la religia ta, la obiceiuri, la tot. Să le socotești pe toate, spune Apostolul Pavel, ca și gunoaie. În comparație cu ce? În comparație cu Hristos spre care te îndrepți. Te îndrepți cu toată viața ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu toată inima ta, cu toată credința ta. Nu-ți mai pui nădejdea în acele lucruri din trecut, ci spui nădejdea doar în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui pentru răscumpărarea ta. Asta înseamnă pocăința și pocăința era în ADN-ul acestei biserici. Și pocăința trebuie să fie în ADN-ul nostru. Nu doar atunci când se propovăduiește Evanghelia și sunt noi convertiți, ci de fiecare dată pocăința trebuie să fie în mijlocul nostru, trebuie să fie o realitate în viețile noastre. Să căutăm, să ne lăsăm cercetați de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul predicat, de mustrările fraților, de îndemnurile fraților, de rugăciunile lor și să ne pocăim în fiecare zi. 4. Biserica aceasta era marcată și avea ca și punct focal rânduielile Domnului Iisus Hristos. Vedem în primul rând că cei ce au primit cuvântul lui Petru au fost botezați. Deci avem primul semn sau prima rânduială a lui Hristos, botezul nou testamental. Da? Botezul nou testamental. Rânduielile sunt biserica invizibilă, biserica universală,
vizualizată sau făcută vizibilă. Prin botez, vom vedea imediat, prin botez se intră în biserică, se face o proclamare publică și vizibilă că ai părăsit ceea ce a fost, că ai murit față de ceea ce ai fost, că ai fost îngropat cu Hristos și înviat în învierea Lui și că acum faci parte din această grupare de oameni, din acest popor al lui Dumnezeu numită Biserica lui Hristos. Și apoi cina Domnului, a doua rânduială, a doua poruncă pentru Biserica lui Dumnezeu. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Era un lucru focal în viața lor. Era cea mai mare sărbătoare, cea mai mare bucurie să-și reamintească și să recelebreze trupul Domnului Iisus Hristos frânt și sângele Lui vărsat pentru răscumpărarea lor. Și acestea trebuie să fie elemente importante în viața bisericii noastre. Trebuie să le prețuim, trebuie să vedem importanța lor. Trebuie să vedem utilitatea lor pentru biserica noastră. Hristos n-a lăsat nimic inutil în poruncile Lui. El a lăsat aceste simboluri ca instrumente ale Harului prin care noi să fim zidiți, prin care mintea noastră să-și reamintească și inima noastră să rehrănească din jertfa Domnului Iisus Hristos de fiecare dată când biserica le practică. Deci este așa de important să fim prezenți la ele, să fim doritori după cina Domnului, să fugim de ea, să o facem o prioritate, cum ar trebui să facem o prioritate orice întâlnire de închinare. 5. Biserica primară a pus deosebită importanță și este foarte interesant că face lucrul acesta încă din primele zile, încă din momentul în care era încă o biserică tânără, o biserică care încă nu avea o structură foarte bine așezată, dar parcă intuitiv face anumite lucruri și anume practică membralitatea bisericii și o disciplină bisericească. De ce făcea lucrul acesta? Pentru că asta a fost învățat de Hristos. Este foarte interesant faptul că despre viața bisericii, despre ecleziologia neotestamentală, Hristos se preocupă cu foarte puține lucruri. Dar unul dintre lucrurile cu care se preocupă este disciplina bisericească. El vorbește despre disciplina bisericească înainte ca biserica să fie instituită la Pentecost. Ceea ce mie îmi spune și cred că ucenicilor l-a comunicat, structura aceasta prin care trăim viața bisericească este deosebit de importantă, altfel Hristos nu ar fi învățat despre ea. Și ei au înțeles din învățătura Domnului Iisus Hristos că trebuie să existe membralitate, că trebuie să știe care fac parte și care nu fac parte, care îl reprezintă pe Hristos și care nu îl reprezintă pe Hristos. Și vedem lucrul acesta. De exemplu, în Fapte 2, vedem că Luca vorbește despre acest aspect chiar atunci când iudeii care aud provăduirea se convertesc. Cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Deci avem pocăința lor, botezul lor și adăugarea lor la numărul ucenicilor. Dar botezul este poarta în biserică. Și vedem apoi că lucrul acesta se repetă, biserica se înmulțește și vedem că numărul ucenicilor crește. Deci evident că este important acest concept de numărul ucenicilor. Ei cunoșteau cine sunt ucenicii, care este numărul lor. Și vedem că erau ca și niște buni evrei, foarte organizați. Aveau liste de văduve, aveau liste de nevoi, aveau membralitate. Eu sunt convins în inima mea că aveau membralitate scrisă. De multe ori ne imaginăm, păi unde își țineau ei membralitate? Aveau ei calculatoare? Stai liniștit! Evreii sunt cei mai organizați oameni. Dacă ai discutat vreodată cu un evreu bișnițar, ăla are în caietelul lui notat tot. Și oamenii aceștia, ca și niște buni evrei, dar mai mult decât atât, ca niște ascultători al lui Hristos, au înțeles, este important cine e înăuntru și cine e în afară. Și întotdeauna ei știau care este numărul ucenicilor. În Fapte 6, cum se spune, în zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, da? Deci exista un număr a ucenicilor în biserica
în biserica primară. Apoi vedem că disciplina este un aspect deosebit de important. Nu puteai să te raportezi la biserică oricum. Da? Nu puteai oricum. Și avem câteva cazuri, dar cel mai clar caz despre disciplina bisericească, fantastic, care ne sare în ochi și ne gândim incredibil cum se întâmplă așa ceva, este Anania și Safira. Da? În biserică exista, nu o regulă, dar exista o dispoziție, am văzut, a oamenilor care veneau și își vindeau bunurile, bunuri majore, da? Case, ogoare, și veneau și aduceau banii la picioarele apostolilor și apoi diaconii, sub cârmuirea apostolilor, împărțeau aceste bunuri în așa fel încât nimeni nu rămânea fără cele care, de care aveau nevoie. Da? Asta era viața bisericii de zi cu zi, ajutorarea care o făcea bisericii. Și avem acest caz în care acești oameni sunt ispitiți ca să vândă și ei ceva de valoare substanțială și apoi le vine ispita ca să dea o parte și să țină o parte și să se dea ei totuși mare, adică să ia aprecierile bisericii pentru fapta bună, dar să nu o facă în totalitate și să mintă biserica, dar mai mult decât atât să mintă pe Duhul Sfânt. Și vedem că apostolii iau atitudine severă și Duhul Sfânt dă o judecată severă pentru o asemenea atitudine și un asemenea fapt. Și vedem lucrul acesta se adevărește în continuare, pentru că zicem, a fost un singur caz în care s-a întâmplat așa ceva în biserica primară și probabil că doar la Ierusalim și probabil că acolo fiind momentul incipient și era o prezență extraordinară a Duhului Sfânt care nu s-a mai repetat vreodată și apoi ajungi la Corint, unde era o biserică slabă, unde erau destrăbălări, unde erau dezbinări și unde Pavel spune că pentru felul în care se raportau ei la trupul lui Hristos, la cina Domnului, nu puțini dorm. Se pare că metoda asta de disciplinare a Duhului Sfânt este mai des aplicată decât ne dăm noi seama. Și vedem că în biserica primară și în tot Noul Testament, biserica lua disciplina în serios. Cine îl reprezintă pe Hristos și cine nu îl reprezintă? Cum poți să-ți trăiești viața și să pretinzi că ești al lui Hristos și cum nu poți să-ți trăiești viața? Și Dumnezeu comunica clar și biserica înțelegea și aplica clar. Nu te joci cu biserica Domnului Iisus Hristos. Nu-ți bați joc de a fi ambasadorul lui Hristos pe acest pământ. 6. Vedem că această biserică, chiar încă din primele momente, are o conducere. O conducere care, deși încă o ecleziologie neotestamentală, cel puțin nu pusă în scris, nu există încă până ea, cea mai mare parte din ea este scrisă de Apostolul Pavel sub călăuzirea lui Dumnezeu și totuși oamenii aceștia, călăuziți de învățătura Domnului Iisus Hristos și călăuziți de Duhul Sfânt, au o conducere care este exact ceea ce vedem apoi și în tot restul Noului Testament. Și conducerea aceasta este în primul rând prin apostoli. În primul rând prin apostoli și apoi prin prezbiteri, apostolii care funcționau și ei ca și prezbiteri. Vedem că apostolii și prezbiterii apoi aveau rolul acesta de a conduce biserica în primul rând prin cuvântul lui Dumnezeu. Ei erau cei care cârmuiau, care păstoreau biserica și instrumentul lor este cuvântul lui Dumnezeu. Eu ca și păstor nu am nicio autoritate dincolo de cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni de aici n-ar trebui să meargă și să spună, păi pentru că așa a zis fratele Mihai. Autoritatea păstorului, autoritatea conducerii unei biserici este strict legată de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu noi suntem păstorii bisericii în mod ultim, ci Hristos este păstorul. Noi suntem subalterni, sub El. Rolul nostru este să venim și să spunem, uitați ce a zis păstorul nostru. Frate, dar cum știi că asta vrea Hristos de la noi? Păi uite, scrie. Puritanii aveau o vorbă atunci când cineva vinea și spune, știi, asta vrea Domnul să faci, sau asta e voia Domnului. Sau așa vorbește Domnul. Puritanii zicea foarte simplu. Carte, capitol, verset. Păi nu, dar
carte, capitol, verset. Dar frate, dar asta e carte, capitol, verset. Și încheiau discuția. Viața ar fi mult mai simplă înăuntru bisericii, în familiile noastre, dacă am adapta această regulă. Carte, capitol, verset. Da? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește într-un mod suficient de clar pentru toate nevoile, pentru toate nevoile bisericii. Și această conducere care în Ierusalim întâi era prin apostoli care funcționau și ca și prezbiterii bisericii, și lucrul acesta este clar, sunt foarte multe dovezi, dar vedem de exemplu că și apostolul Petru este un prezbiter, se consideră un prezbiter și se legitimează ca și fiind un prezbiter. De exemplu, 1 Petru 5:1, Petru spune: sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt prezbiter. Da? El putea să zică eu care sunt apostol, care sunt deasupra voastră, dar Petru se pune pe același palier pentru că și el era prezbiter, pentru că biserica trebuie să fie condusă prin prezbiter. Și vedem că învățătura este dată prin ei. Vedem că administrarea bisericii, deși în mod ultim este realizată prin diaconi, este călăuzită prin ei. Da? Ei sunt cei care inițiază diaconia și spun este nevoie de diaconi. Ei sunt cei care dau criteriile după care trebuie ca să fie ales diaconii. Ei sunt cei care apoi conduc administrarea aceasta ca și principiu, ca și direcție. Rețineți că darurile erau puse la picioarele apostolilor, nu la picioarele diaconilor. Și într-un fel ai spune, păi, nu face sens. De ce nu mergeau direct la caserie să le dea chitanță? Păi, probabil că mergeau direct la caserie. Ideea că darurile erau puse la picioarele apostolilor ne comunică în primul rând faptul că ei erau cei care dădeau direcția. Ei erau cei care administrau din punct de vedere spiritual. Pentru că, să știți, administrarea banilor și în casa dumneavoastră și în Biserica lui Hristos e o problemă spirituală. La felul în care îți faci bugetul în casa ta e o problemă spirituală. Dacă în bugetul tău niciodată nu fie dărnicie, ajutorarea săracilor și așa mai departe, e o problemă spirituală. Frate, dar eu nu am. Nici ei n-aveau. Vindeau lucruri esențiale. Și apoi, în alte locuri în Noul Testament, vedem că se dă din sărăcia lor lucie. De ce? Pentru că administrarea banilor pentru ei era o problemă spirituală. Și fiind o problemă spirituală, oamenii aceștia veneau și banii se strângeau la biserică. Și apostolii ziceau, uite, astea sunt prioritățile bisericii. Asta trebuie să se întâmple. Prezbiterii se întâlneau și ziceau, fraturi, care sunt prioritățile noastre, spiritual vorbind? Pe ei, în primul rând, trebuie ca să avem grijă de ai noștri. Pentru că cel care nu are grijă de familia lui și de casa lui este mai rău decât un păgân. Deci avem văduve, avem săraci, ăștia trebuie ca să fie ajutorați. Apoi, poate, evangelizarea, misiunea și așa mai departe, da? Și asta se întâmplau. Ei conduceau. Apoi vedem că ei sunt cei responsabili pentru mustrare, când este o problemă de disciplină sau de mustrare, ei sunt cei care trebuie să fie pe prim plan. Și întotdeauna fac asta călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, călăuziți de Cuvântul lui Dumnezeu. Și în toate aspectele vieții bisericii, ei au un rol de cârmuire. Nu înseamnă că ei le făceau pe toate, din contra, am văzut că nu, dar ei erau cei care cârmuiau, dădeau direcția din punct de vedere duhovnicesc. De asemenea, vedem că ei nu făceau asta singuri. Nu făceau asta singuri. Nu era dictatorial. Da? Deși, dacă cineva avea creditul necesar să vină și să spună trebuie să faceți așa pentru că așa am zis noi, ar fi fost apostolii, nu? Să nu se mai consulte cu biserica, să nu mai fie implicată biserica, congregația în conducerea bisericii în niciun fel. Ei ar putea să fie. Petru ar fi să spună, hei, stați un pic. Eu sunt Petru. Eu am fost cu Hristos de la început. Nu vin eu ca să discut cu voi. Cine sunteți voi? Noi convertiți acum? Voi să luați decizii din biserică? Voi ca să confirmați călăuzirea mea în biserică? Stați un pic. Nu, și Petru și cei 12 nu fac asta. Pentru că ei au înțeles rolul esențial al bisericii, a congregației și faptul că Duhul Sfânt lucrează prin cei care cărmuiesc și prin congregație. Și există un echilibru care trebuie avut aici. Vedem lucrul acesta, de exemplu, cel mai clar în Biserica Primară, în Fapte 6. Când vine acea problemă cu împărțirea ajutoarelor, vedem că cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis,
Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi, cu cine vorbește aici, cu mulțimea ucenicilor. Da? Strâng ei adunarea la oaltă și le spune, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați. Vedeți că aici imperativul este către ei ca ei să aleagă. Da? Ei să aleagă. Vom vedea imediat că în tot procesul ei sunt cei care inițiază, adică apostolii, prezbiterii, și ei vor fi cei care concluzionează procesul, dar acum este o parte a bisericii care trebuie împlinită. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Cine va pune? Ei împreună, da? Prezbiterii cu biserica. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Vedeți? Este important lucrul acesta. Adunarea a trebuit să confirme ceea ce au zis prezbiterii, ceea ce au zis apostolii în cazul acesta. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena, pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Deci, apostolii respectă alegerea bisericii. Acum, evident, respectă pentru că a fost o alegere bună. Adică există o călăuzire a Duhului Sfânt care călăuzește pe prezbiteri și există o călăuzire a Duhului Sfânt care confirmă prin adunare. Și interesant este, că am auzit de multe ori argumentul acesta, dar cum să pui asemenea responsabilitate? În biserică sunt și oameni imaturi, în biserică sunt și oameni noi convertiți, în biserică sunt oameni care nu pot să poarte asemenea decizii grele. Da, dacă în biserică sunt oameni care au Duhul Sfânt, numai asta contează. Numai asta contează. Cineva m-a provocat odată, m-a atacat și a zis, frate, cum tu vrei să spui că tu poți conduce biserica mai bine decât ar putea o conduce, de exemplu, niște oameni foarte înțelepți undeva într-un cult sau să fie acolo un comitet mare, tu cu bisericuța ta, voi puteți lua deciziile cele mai bune, ești așa de arogant. Și am zis, nu. Eu nu cred că eu pot lua deciziile cele mai bune sau că biserica mea este cea mai înțeleaptă. Eu cred că dacă respect prescripția Domnului Iisus Hristos, El își va călăuzi biserica. Și eu care sunt un necioplit, și eu care sunt un netrebnic, și eu care nu sunt bun de nimică, împreună cu oamenii aceștia imaturi, dar care toți avem Duhul Sfânt, vom fi călăuziți de Duhul Sfânt, dacă ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Credința noastră este că modelul acesta este biblic. Și de aceea vrem ca să mergem după el. De aceea fiecare membru este implicat în viața bisericii, în deciziile cruciale a bisericii. Nu pentru că neapărat a ajuns la nivelul de maturitate, ci pentru că mizăm pe călăuzirea Duhului Sfânt. Mizăm pe faptul că Duhul Sfânt este cel care îi va călăuzi. Este extraordinar pentru mine să văd de multe ori când sunt decizii de luat la noi în biserică și se discută cu un frate sau cu altul, când frații aceia care încă n-au un nivel de maturitate, totuși Duhul Sfânt de maturitate să spună, frate, uite, n-aș vrea să mă pronunț. Sau eu am să, dacă toți frații mei asta zic, eu am să mă încred în ceea ce zic ei. Eu încă nu pot să înțeleg anumite lucruri. De unde o asemenea smerenie? De unde o asemenea călăuzire? Decât de la Duhul lui Dumnezeu. Și biserica aceasta avea această conducere. O conducere prin prezbiteri care se dedicau la predicarea cuvântului și o conducere în același timp care implica și congregația. 7. Biserica aceasta era devotată părtășiei. Devotată părtășiei. Părtășia era un aspect constant din viața lor. Părtășia este mult mai mult decât doar să ne întâlnim la un loc. Este mult mai mult și decât doar ceea ce facem acum în această dimineață, deși este un element important din părtășia noastră creștină. Părtășia frățească este suma, totalul vieții creștine trăite împreună. Mi se descrie un aspect al părtășiei în Fapte 2:42, în care ne spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Avem aici descrisă o biserică în părtășie și se pune accentul foarte puternic pe învățătură, pe cină, pe rugăciune și ne închipuim automat
închinarea bisericii. Și este așa, închinarea bisericii este părtășia frățească, dar nu este doar atât. Se spune în versetul 44, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Și își vindeau bunurile și le păsau de nevoile fraților. Și aici avem o biserică în părtășie. Părtășia este totalitatea vieții creștine trăită împreună. De fapt, primul aspect al părtășiei, părtășia în cuvânt, părtășia în rugăciune, părtășia în cina Domnului, închinarea împreună, care este o părtășie deosebită, generează, dă naștere la cel de-al doilea aspect. Prin faptul că avem părtășie în Hristos, părtășie în cuvântul lui Dumnezeu, prin faptul că suntem modelați după cuvântul lui Dumnezeu, îndemnați după cuvântul lui Dumnezeu, prin faptul că ne împărtășim din trupul lui Dumnezeu la cina Domnului, suntem împinși de Duhul lui Dumnezeu ca să avem părtășie și în viața de zi cu zi. De aceea te vei căuta luni, de aceea te vei căuta marți, de aceea vei fi deschis față de frații tăi, de aceea vei fi dispus să-ți împărtășești viața. Asta înseamnă avea totul de obște în primul rând. Poți ca să n-ai nimic de obște și să-ți vinzi o casă să o dai la un sărac și să n-ai nimic împreună cu el. Absolut nimic. Sunt oameni care fac caritate de genul. Da? Să duc și vând ceva și dau la săraci. Și ei n-au nimic în comun cu acea persoană. De ce? N-au împărtășit în primul rând viața lor. N-au împărtășit inima lor. N-au împărtășit în primul rând pe Hristos. Părtășia în Hristos care avem aici, la închinările noastre, la propovăduirea cuvântului, la studiu biblic, dă naștere la o părtășie continuă care se manifestă în mod constant în timpul săptămânii, în casele noastre, unde frângem pâinea împreună și ne hrănim din ea și dăm mulțumire lui Dumnezeu, unde ne rugăm împreună, unde ne împărtășim viețile unii cu alții. Vă reamintesc elementele unei părtășii creștine, așa cum le-am mai reamintit în această biserică. Primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie să fie prezent. Apoi trebuie să fie o împărtășire adevărată, să fie o împărtășire a vieții noastre. Să-ți deschizi inima față de frații tăi. Să-i lași să intre în viața ta. Să vadă suferințele tale, nevoile tale, durerile tale. Și tu să vezi ale lui. Și să vă pansați rănile cu cuvântul lui Dumnezeu. Să vă încurajați cu promisiunile lui Dumnezeu. Să vă corectați cu poruncile lui Dumnezeu. Și apoi rugăciune. Să stăruim în rugăciune. Pentru nevoile noastre, pentru mulțumirile noastre, pentru încercările noastre, pentru mântuirea și credința de obște care am primit-o de la Dumnezeu. Pentru această realitate trebuie ca să existe toate aceste elemente. Trebuie să existe cuvântul lui Dumnezeu prin care suntem aduși la viață, prin care ajungem să fim în această legătură tainică. Trebuie ca să fie o împărtășire adevărată a viețile noastre. Și trebuie să fie rugăciune, trebuie să ducem viețile noastre și părtășia noastră întotdeauna înaintea lui Dumnezeu. Cât de deficient suntem și noi la aspectele acestea, cât de des ne întâlnim și nu avem părtășie, cât de des ne întâlnim și doar mâncăm împreună sau povestim împreună, cât de des ridicăm ziduri în jurul sufletului nostru și a inimii noastre ca să nu ne cunoască lumea. Că ne place mai mult să ne complacem în starea în care o avem, cu suferințele sufletești care le avem, decât să ne asumăm riscul când ne-am face de rușine înaintea fraților noștri. Dacă ar ști frații mei, dacă ar ști ei cum mă comport eu cu nevasta, dacă ar ști ei cum vorbesc câteodată, dacă ar ști ei unele gânduri care trec prin mintea mea, dacă ar ști și Dumnezeu s-ar folosi de ei și de rugăciunile lor și de șlefuirea lor în comunitatea credincioșilor ca să rezolve acele probleme. Iar pentru noi este așa de frică ca să fim cunoscuți și să împărtășim viețile noastre cu alții. Ridicăm ziduri în jurul nostru, garduri ca să ținem la distanță pe frații noștri și pretindem că împărtășim cuvântul și rugăciunea fără să împărtășim viețile noastre. Dacă ai împărtășit cuvântul,
vei împărtăși viața ta, pentru că viața ta este deja una în Hristos cu frații tăi și asta te va conduce în rugăciune ca să înalți nevoile, durerile, dar și mulțumirile tale înaintea lui Dumnezeu împreună cu frații tăi. 8. Lauda. Vedem că această biserică este una în care Dumnezeu este lăudat. Dumnezeu este lăudat. Versetul 47 ne spune că ei lăudau pe Dumnezeu. Când lăudau pe Dumnezeu? Pentru că ceea ce se descrie aici și se culminează prin această sumarizare că ei lăudau pe Dumnezeu, se descrie toată viața lor. Se descrie închinarea lor, se descrie stăruința în rugăciune, în învățătură, în cina Domnului, în frângerea pâinii acasă, se descrie faptul că își vindeau ogoarele, totul se descrie prin această frază, ei lăudau pe Dumnezeu. Pentru că asta este lauda, lauda este viața bisericii. Nu este doar un program, nu este doar o oră de muzică și de laudă și închinare. Lauda noastră este în mod superlativ închinarea noastră de duminică dimineață, în mod culminant închinarea noastră ca și trupa lui Hristos adunați la oaltă în jurul Evangheliei, dar este mai mult decât atât. Este tot ceea ce facem noi ca și trupa lui Hristos. Este felul în care pulsăm. Este motivația vieții noastre. Noi am înțeles că scopul suprem al omului este să-L glorifice pe Dumnezeu și să se bucure în El pentru totdeauna. Și asta vrem ca să facem. Asta vrem să facem duminică, dar și luni, și marți, și miercuri, și joi, și fiecare zi. Prin tot ceea ce facem, vrem ca să lăudăm pe Dumnezeu. Și este interesant că lauda aceasta despre care se vorbește, care este un fel de a descrie toată viața lor, este legată apoi de cel de-al nouălea element care aș vrea să subliniez, și anume mărturia lor. Uitați ce spune Luca. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea norodului, înaintea întregului norod. Ei trăiau o viață care îl glorificau pe Dumnezeu și asta producea o mărturie în mijlocul norodului. Plăcuți pentru ce? Întrebați-vă. Plăcuți pentru ce? Nu plăcuți pentru mărturisirea lor sau propovăduirea lor sau doctrina lor, pentru că este vorba aici de o minoritate religioasă. Din punct de vedere a iudeilor, este vorba de o sectă eretică. Asta este vorba. O minoritate foarte mică. Noi când ne gândim la Biserica de Ierusalim și spunem, wow, se ridică Petru, predică 3.000 de oameni, după aia iar mii de oameni, poate aveau 10.000 de oameni care făceau parte din Biserica de Ierusalim. Ce biserică puternică și mare și probabil că aveau o influență în societate. Și erau 600.000 de oameni la Ierusalim. Minoritate. Erau niște ciudați. Niște ciudați. Și vedem apoi că la fiecare pas iudeii și conducătorii iudaismului din vremea aceea îi persecută. Îi condamnă pentru învățătura care o dau. Pe noi astăzi, din păcate, de multe ori ce ne întristează cel mai mult este faptul că lumea atacă doctrina noastră. De ce nu ne laudă pentru propovăduirea noastră? Noi avem cea mai dreaptă doctrină și de ce nu ne laudă? De ce nu ne aplaudă? Și nu interesează dacă este ceva din viața noastră care este lăudabil. Dacă este ceva din trăirea noastră care este frumos. Oamenii aceștia lăudau pe Dumnezeu prin tot ceea ce făceau. Prin doctrina lor, prin învățătura lor care era pentru iudei anatema. Și totuși interesant este această tensiune. Măi, nu pot fi de acord cu ei, oamenii aceștia o să-i mânce iadul, dar e ceva despre ei. E ceva despre ei încât Luca spune că erau plăcuți înaintea întregului norod. Deși erau condamnabili în fața conducerii spirituale a iudeilor și de probabil, adică nu probabil, sigur majoritatea iudeilor din Ierusalim nu erau de acord cu ei, totuși ceva era plăcut. Era o mireazmă. Mirosea ceva diferit. Și erau apreciați pentru lucrul acesta. Trebuie să înțelegem, oamenii aceștia erau o biserică în exil în propriul lor popor. De exemplu, când citim în Faptele Apostolilor că ei erau nelipsiți de la templu.
Noi aproape că ne imaginăm, și eu am stat și m-am gândit asta, că Petru mergea la templu și mergea la marele preot și zicea, mă lași pe mine să predic astăzi, nu? Și zicea, acum, ba Petru, că nu, ai și tu o biserică mare aici în Ierusalim și uite, a venit fratele Petru la noi și să-mi dea el învățături. Eu nu cred așa ceva. Când vedem felul în care preoții iudaismului se raportează față de apostoli, este clar că așa ceva nu se putea întâmpla. Și apoi când citim cu atenție și vedem, de exemplu, că în fapte 3 și în fapte 5, când se descrie faptul că ei se întâlneau la templu și se aflau în privodul lui Solomon, în porticul lui Solomon, și ne dăm seama că ce se întâmplă de fapt că este că templu este doar un punct focal unde ei mergeau din obișnuință în fiecare sabat și ei se întâlneau acolo și acest portic, această curte, era o curte exterioară în estul templului, în afara curții femeilor. Înțelegeți? Dacă înțelegeți un pic despre cum era religia în timpul aceea, femeile n-aveau voie doar până la un punct. Este asta o lecție, dar asta e altă dată, da? Și oamenii aceștia se întâlneau la templu cu ce scop? Să aibă un loc unde să se întâlnească și în această curte exterioară puteau și ei să se întâlnească și cu scopul de a evangheliza. Țineau slujbele lor în aer liber și lumea asculta, credeau, se botezau, se adăugau. Și la un moment dat, evident, se produce această rupere în care templul nu mai este punctul focal și biserica începe și se întâlnește în alte circunstanțe. Dar trebuie să înțelegem că oamenii aceștia erau în exil în propriul lor popor. Erau ciudați în propriul lor popor. Rețineți evenimentul cu orbul din naștere care este vindecat de Hristos. Ce se întâmplă cu el? Este dat afară. Și până acolo încât părinții lui să dezicte el total pentru că el a frică ca să nu fie și ei excomunicați de la templu. Deci înțelegeți că oamenii aceștia erau într-un fel urâți de iudaism și totuși era ceva despre ei care era lăudabil, care îi atrăgea pe oameni și erau găsiți plăcuți înaintea norodului. 10. Oamenii aceștia erau plini de frică. Plin de frică. Un element care cred că lipsește în mod categoric din biserica modernă. Biserica modernă, o slujbă de succes, o închinare de succes, e când pleci acasă și te simți bine, fericit, în extaz. O slujbă de succes pentru Petru era când oamenii plecau acasă tremurând de frică. De frică. Pentru că au înțeles că au intrat în contact cu adevăratul Dumnezeu. Au înțeles că Dumnezeu le-a vorbit. Au înțeles că Dumnezeu este prezent acolo prin puterea Duhului Sfânt. În ziua de astăzi nu mai vrem să fim cuprinși de frică de Dumnezeu, de spaimă de sfințenia lui Dumnezeu, de realizarea cu adevărat că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. În ziua de astăzi vrem ca să-L facem pe Dumnezeu prietenul nostru pe Facebook. Să ne dăm like-uri. Să ne simțim bine, să ne simțim apreciați. Nu ai cum să intri în contact cu Dumnezeu, cu adevărat, și să nu te prăbușești la pământ. Măcar metaforic vorbind, dacă nu fizic. Pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Pentru că Dumnezeu este de trei ori sfânt. Și atunci când se revelează și se face cunoscut și se face cunoscută prezența Lui prin lucrarea Duhului Sfânt, oamenii sunt plini de frică. 11. Biserica primară era o biserică miraculoasă. O biserică asupra naturalului. Oamenii nu doar că erau plini de frică, dar ni se spune că și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Cum nu cred că este util ca să recapitulăm după o conferință care am avut-o despre darurile spirituale, dar știm toți care a fost scopul minunilor. Scopul principal a minunilor a fost confirmarea apostolilor și a învățăturii lor. Vedem că acești oameni se ridică, propovăduiesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos și spun, pocăiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Abandonați tot ceea ce a știut și veniți la Hristos. Un mesaj radical. Un mesaj radical. Și persoanele lor și autoritatea lor și mesajul lor trebuie confirmat.
Nu este întâmplător acest paralel între faptul că prin apostol se dădea învățătură și prin apostol se făceau semne și minuni. Pentru că învățătura care se dădea era revelatoare. Era Dumnezeu vorbind direct poporului său. Asta a fost scopul principal al minunilor. Și apoi ce scopul acesta s-a încheiat și minunile care confirmă niște oameni sau un set de învățături s-a încheiat. Dar asta nu schimbă cu absolut nimică și nu anulează cu absolut nimică realitatea miraculosului. Realitatea faptului că Dumnezeu este un Dumnezeu al miraculosului. Este un Dumnezeu supranatural. Biserica, cum ziceam, este o instituție miraculoasă, supranaturală. Și ar trebui și astăzi să ne așteptăm la manifestări miraculoase din partea lui Dumnezeu. Suntem prea obișnuiți să trăim vieți obișnuite cu Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat puternic atunci cu ei. Acum lucră așa mai ordinar, mai normal. Suntem prea fricoși, nu în sensul pozitiv, ci în sensul negativ. Să mai cerem minuni de la Dumnezeu. De fiecare dată când mă urc în acest amvon, în gândul meu mă rog ca Dumnezeu să facă minuni. Mă rog ca Dumnezeu să învie morții. Biserica este o biserică supranaturală și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu supranatural. Și noi ar trebui ca să avem credința, curajul să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lucruri pentru slava Lui care depășesc înțelegerea noastră. Doamne, nu știu cum ar fi posibil așa ceva. Nu știu cum ai putea lucra în așa fel în mijlocul nostru, dar știu că cu Tine este posibil imposibilul. În loc să ne complacem în obișnuitul. Dar nu mă refer la ologi care trebuie ca să umble sau la cancer care trebuie să fie vindecat, deși Dumnezeu lucră și în felul acesta. Și ne rugăm pentru asemenea lucrări. Mă rog în primul rând pentru o revărsare supranaturală a Duhului Său peste biserica noastră. Pentru o schimbare a vieților noastre într-un fel inexplicabil. Pentru mântuirea sufletelor a oamenilor care îmi spune că nu pot fi mântuiți. Că n-au nicio șansă. Și 12. Și ultimul, în concluzie. Misiune, evangelizare. Acesta este mandatul bisericii. Acesta este mandatul bisericii de a evangeliza, de a duce această veste bună până la marginile pământului. Vedem în Fapte 1:8 acest mandat. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Există o focalizare care trebuie să o avem în lăuntrul bisericii, pe învățătură, pe părtășie, pe rugăciune, pe ajutorarea fraților, pe viața de ucenicie care trebuie să o trăim. Și apoi există o focalizare care trebuie să o avem pe misiune, pe evangelizare, pe ce este în afară. Și vedem că aici este cuprins absolut totul, pe plan local, în Ierusalim și în Iudeea, pe plan regional, în Samaria. Da, trecem mai departe și geografic, dar și cultural. Echivalentul pentru noi a Samariei ar fi comunitățile de rom, de exemplu. Îs la o distanță geografică, dar destul de aproape. Dar la ani lumină distanță de noi, din punct de vedere de legături, de simțământ, da? La ani lumină. Sunt două lumi diferite pentru noi. E lumea noastră în care noi trăim și lumea lor în care ei trăiesc. Dar mandatul nostru este să mergem până acolo. Mai mult să mergem până la marginile pământului. Tata îmi zicea că, dacă stai bine și te gândești, globul este o sferă. De fapt este un geoid, nu este chiar o sferă. Asta e aspect tehnic. Și marginea pământului pe o sferă este oriunde, orice punct. Adică marginea pământului poate să fie Jibou, Panic, vecinul de lângă. Avem acest mandat ca și biserică, dar noi de aia venim aici să ne hrănim, să ne antrenăm, să ne
ajutăm, să ne șlefuim, ca apoi să mergem și să vestim Evanghelia. Și vedem că în biserica primară lucrul acesta se întâmplă. Vedem că primul martir este un diacon care este plin de Duhul Sfânt și dornic să vestească Evanghelia. Vedem că ucenicii sunt, apostolii sunt opriți în a vesti Evanghelia. Și ei spun, de cine să ne temem mai mult? De voi sau de Dumnezeu? Vedem că deși greu, dar prin persecuție și prin călăuzirea Duhului Sfânt, biserica înțelege că trebuie să meargă până la marginile pământului și la un moment dat ieșe din Ierusalim și este răspândită peste tot. Vedem că Dumnezeu îl ridică pe apostolul Pavel, care merge la toate neamurile. Și ne întrebăm, care este menirea noastră? Care este menirea noastră? Este doar noi să venim să ne hrănim aici? Doar noi venim să ne simțim bine, să ne zidim? Sau mai este ceva? Trebuie să mergem în Zalău, în Salaj, în România, în lume și să vestim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L vestim pe Hristos. Am impresia că ne-ar fi și frică să cerem așa ceva. Să ne dorim așa ceva. Să zic, Doamne, uite, eu vreau să fiu deschis, să mă trimiți pe mine. Vreau ca să profit de timpul acesta care l-am în această biserică, să fiu învățat, să fiu cârmuit și apoi să mă trimiți pe mine. Și ne facem scuze, Doamne, uite, eu nu sunt, eu slab, eu sunt așa, când de fapt ascundem alte frici. Biserica primară era una activă în misiune, una activă în evangelizare. În vară vom împlini 4 ani ca și biserică. Și în timpul acesta, cum ziceam, au fost momente grele și momente de bucurie extraordinară. Dar cea mai mare și cele mai importante bucurii a fost acele momente când am văzut biserica noastră devenind din ce în ce mai mult ca și biserica Domnului Iisus Hristos, după chipul și asemănarea lui Hristos. Și realitatea este că aceste transformări nu se întâmplă doar prin bucurii, se întâmplă și prin suferințe. De aceea, în final, rugăciunea mea pentru biserica noastră este că fie prin bucurie, fie prin binecuvântare sau fie prin suferință, Dumnezeu să ne transforme din ce în ce mai mult, din chip în chip de slavă și să semănăm, să avem chipul și înfățișarea Domnului Iisus Hristos în această biserică. Amin.